Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Dragilor, vă introducem puțin într-o lume pe care se pare că de mult am uitat-o cu toții. Văd că acum cam toată lumea ține cont de diete, de mâncare vegană. Diete sunt de pe timpul romanilor, a grecilor, nu sunt inventate acum. Toate aceste rețepturi de slăbire sunt dintotdeauna, dar ei vorbeau, iar banchetele lor, libațiunile și mai ales chiolhanurile de poveste sunt în istorie de 3000 de ani. Nimeni nu s-a dat la o parte să mănânce, să bea, să danseze, să cânte, să spună istorii. Masa pentru mine este o buclă istorică, este efervescența istoriei gastronomiei. Este o mângâiere, este o îndestulare, este o știință. La o masă se vorbește, se hotărăște, întotdeauna se face o prietenie. Poți să recomanzi pe cineva într-o funcție, nu? Să îi faci cunoștință unei domnișoare cu un domnișor. Înseamnă să fii o gazdă bună? Trebuie să dai totul, să îți închipui că tu ești musafirul și când ești musafirul îi dai tot ce ai mai bun. Îi dai până și lapte de cuc și miere și dulceața de trandafir sau de smochine. Îi dai scaunul cel mai bun, îl așezi la masa cu față de masă de dantelă, îi dai bucatele cele mai gustoase, chiar și dormitorul cel mai bun dacă rămâne peste noapte la tine. Musafirul este un rege. Ce preparate avem pe aici? Sunt pentru lansarea unei cărți. Stări care se iau repede, gustoase, toate gâlgâie în mirodenii, toate au ouă de țară, sunt cu foietaje franțuzești, cu aluaturi mustoase, pateuri cu brânză, plăcintă de carne, plăcintă de creier, fursecuri, prăjituri din Bucureștiul de altă dat, checuri, bezele, pricomigdale, bragă, fondante, fără de care nu existau înainte să primești musafiri fără dulceață și fondante. Este felul de mâncare care v-a ieșit cel mai bine? Vă dați seama că între sute și mii de feluri de mâncare scrise și gătite de mine în 30 de ani, nu pot să aleg numai un fel de mâncare. Este de-a dreptul o fantasmagorie. Trebuie să mănânci din de toate. Meniurile mele sunt cu explicații. După ce ați gătit, important este să ne vadă musafirul și elegante. Femeia întotdeauna trebuie să fie o zână, să arate precum pădurile, câmpiile, să miroasă precum bradul, să se poarte precum zeițele și toate grațiile mitologice trebuie să le aibă o cucoană. Vorbește lumea la